Bună, dragă Capricorn, îți mulțumesc că mă urmărești, mulțumesc că ai dat click pe acest videoclip și haideți să vedem care sunt mesajele ghizilor pentru zodia ta, dragă Capricorn, mesajele ghizilor tăi spiritual, ființele de lumină, îngerașii, arhanghelii care te sprijină în această perioadă. Mesaje generale, vă rugăm frumos, pentru zodia Capricorn. Mulțumim. Mesaje pentru zodia Capricorn. Dragă Capricorn, sper că ai o toamnă frumoasă. Turnul a început bine, da? Wow! Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Multă iubire. Sper că ai o toamnă plină de iubire. Sau se pare că cineva care este plin de iubire sau plină de iubire vine către tine. O persoană mai tinerică, posibil, sau o persoană mai tânără decât tine. Dar nu neapărat. 8 de monede și asul de cupe. Wow! Wow! Ok, simt mai greu. Opa! Opa! Mi s-a transmis să o luăm de acolo de jos, că e important. O luăm. Gata! Așa. Este 5 de săbi. 5 de săbi. Ceva n-a ieșit bine. Ceva n-a ieșit bine. Simt că aici vine această energie. Cineva s-a jucat cu vorbele. Dragul Capricorn, pentru a, nu știu, pentru a înșela, a picta o imagine negativ falsă despre altcineva. Asta e ce aud. Și pajul de monede. Prin mesaje. Prin mesaje s-a întâmplat. Mesaje trimise. Mesaje trimise în mai multe direcții, către mai multe persoane. Ca și când ceva a fost vărsat, un adevăr, dar care nu era adevăr, era un adevăr fals. Nu era adevărat, dar a fost pictat ceva ca fiind adevărat pentru a face rău cuiva. Pentru a face rău cuiva. Aud, pentru a-ți face rău ție. Mai multe persoane au lucrat. Ar putea fi chiar trei persoane care au, dacă nu chiar șase. Care au lucrat la. Au lucrat la ceva, să transmită ceva, să facă public ceva, să fie cunoscut, mai multă lume să afle, nu știu, la serviciu, să afle toți colegii sau la școală, ai putea fi student sau studentă, să afle toți colegii, da? Sau,
Că, de exemplu, nu știu ce ai făcut tu sau cum ești tu sau ceva care denigrator pentru tine, și acest ceva a dus la un final, o încheiere a ceva pentru tine. Însă acum, o parte din persoanele care au lucrat la toată această bârfă sau ceva ce a fost, da? Mesaje trimise, văd aici mesaje trimise în mai multe direcții sau în direcții greșite, gen mesaj trimis, asta e ce mi apare, un mesaj trimis cuiva, care de fapt mesajul nu era adresat, nu era pentru această persoană. Această persoană n-ar fi trebuit să-l vadă, dar de fapt intenția era ca mesajul să ajungă la acea persoană. Dar vezi, Doamne, s-a greșit adresa. Am trimis greșit mesajul. Ups! Dar asta a dus la o despărțire, la un ceva, la o ruptură, la care, cum să spun, ție, dragă Capricorn, nu ți-a fost ușor să treci prin ce ai trecut. Dar știi ceva? Ai trecut. Ai trecut de toate acestea. Și știi ce vine spre tine? Un nou început în iubire. Acum că toată tărășenia aceasta a dus la o ruptură între tine și persoana ta dragă, într-o relație de iubire, sau n-a fost vorba de o relație de iubire, a fost vorba de altceva, dar cumva ceea ce simt, prin ceea ce vine către tine, în iubire. În iubire vine către tine, dragă Capricorn, este ca un fel de divinitate, te răsplătește, îndreaptă, reechilibrează balanța. Ok? Pentru că tot ce s-a întâmplat, toată tărășenia aceasta, putea să fie bârfe, putea să fie, da, denigrări și așa mai departe, pentru a-ți face rău, într-un fel sau altul. Situațiile pot fi diferite, desigur, dar s-a vrut, mai multe persoane au vrut să-ți facă rău într-un fel, într-o anume situație, legat de o anume situație. Sau s-au folosit de o anume situație, o anume oportunitate pentru să te scoată din imagine. Deranja, prezența ta deranja. Tu ești o prezență benefică, dragă Capricorn. Ești o persoană, simt, cum arată aici, în asul de cupe. O persoană iubitoare, o persoană intuitivă, o persoană care îi place să dăruiască, mai ales afecțiune, tandrețe, toleranță. Simt că și cu aceste persoane tu ai oferit multă toleranță, multă înțelegere. De aceea spuneam că unele din aceste persoane regretă, le pare rău sau sunt îngrijorate. Pentru că nu ar fi vrut să iasă chiar atât de rău, sau cel puțin unei persoane îi pare rău că de fapt aud această persoană. Există o persoană care a luat parte la toată acea tărășenie, cumva fără să vrea neapărat să-ți facă rău. Da? S-a întâmplat să fie pe acolo și a participat așa prin faptul că făcea parte din acel grup, dar nu a conștientizat că
că vor fi consecințe atât de mari, că pe tine te va afecta atât de mult. Iar când a văzut că, într-adevăr, tu, ție ți-a creat ceva, acest turn nu e, a creat un tumult în viața ta, ceea ce s-a întâmplat, cel puțin unei persoane îi pare rău. Îi pare rău că nu a fost, cel puțin o persoană de acolo, din acel grup, nu a avut în intenție, și simt că tu știi care persoană, nu a avut în intenție ca ție să-ți fie chiar atât de rău. Nici nu se gândise. Dar oricum îl lăsăm în urmă pentru că simt că și pentru tine, poate încă, da, te mai gândești, poate încă totuși te... Da, uite, confirmă mesajul sonor. Încă te mai gândești, încă te mai afectează acest lucru, ce s-a întâmplat, dragă Capricorn, dar totuși tu ai această abilitate de a te vindeca rapid și ai vindeca și pe ceilalți. A trece rapid peste lucruri. Și tocmai pentru că ai această natură înțelegătoare, iubitoare, tandră și puternică în același timp, și pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost nedrept pentru tine, față de tine, divinitatea îți aduce această nouă oportunitate de iubire, multă iubire. Cineva vine cu multă iubire. Cum spuneam, ar putea fi o persoană mai tânără decât tine sau pur și simplu o persoană tânără sau ar putea pur și simplu să nu fie vorba de o persoană mai tânără decât tine sau tânără, dar pur și simplu o persoană care chiar vine cu multă iubire către tine și dorește să lucreze. Să lucreze pentru această relație, o relație, un nou început în iubire. Un nou început cu asul de cupe în iubire. Dorește să lucreze această persoană. Da. Și e posibil că vei primi ceva mesaj de la această persoană. Dacă n-ai primit deja, dacă nu deja comunici, dragă Capricorn, cu cineva prin mesaje și ai observat că această persoană are o apreciere deosebită față de tine. Te apreciază foarte mult. Mai aveți vreun mesaj? 5 de monede. Ce cu 5 de monede? Rege de bâte și a vrut să se întoarcă în revers. Aha! Wow, cu regina de bâte. Tu ai fost în această energie, iar persoana a vrut să se întoarcă în revers. Persoana părea să fie, ar fi putut fi vorba de ceva în iubire. Ceva în iubire. Și te-a ținut în trio. Asta e ce aud. Iar una dintre persoanele, ce trio, a avea mai multe persoane. Deci, acum îmi vin niște mesaje care ar putea fi specifice. Ok? Nu pentru toată lumea. Dacă vă regăsiți, pentru acele persoane care vă regăsiți în situația de legătură, relație de cuplu, da? Și ceea ce s-a întâmplat a fost o ruptură între voi, între tine și partenerul sau partenera ta. Partenerul sau partenera ta părea a fi o persoană așa ca tine. Păreați a fi potrivirea perfectă, perechea perfectă. Păreați, pentru că nu erați, pentru că în timp ce tu ești, dragă Capricorn, afectuos, afectuoasă, loial, loială, sincer, tolerant și așa mai departe, tolerantă,
Persoana aceasta nu era, doar părea a fi, dar nu era. De fapt, avea un întreg harem. Un întreg harem cu care jongla. Și... Și persoanele cu care te jongla știau de tine. Cel puțin trei persoane știau de faptul că persoana, partenerul sau partenera ta era cu tine într-o relație. Ar fi vorba și chiar și de o căsnicie. Și știau. În timp ce tu nu știai de nimeni, dragă Capricorn, ai aflat cu turnul, prin intermediul acelor mesaje de care am vorbit, cineva sau mai multe dintre partenerele sau partenerii persoanei cu care erai tu, s-au vorbit cum să producă acest turn între voi, trimițând un mesaj, vezi, Doamne, greșit, persoanei greșite, care a ajuns la tine. Astfel că, wow, telenovelă, dragă Capricorn, prin ce ai trecut? Ei bine, această, că am întrebat ce este cu 5 de monede, o persoană care e lăsată pe din afară, în frig, nu îi se mai permite, da, ai blocat această persoană, ai blocat acest fost partener sau parteneră, da, și persoana se simte exact așa cum simt că ai și intenționat să se simtă, efectiv lăsat pe din afară sau lăsată pe din afară, blocat, blocată, nu-i mai permiți accesul în viața ta. Ți-ai luat, aud, puterea înapoi. Și tu acum, dragă Capricorn, materializezi, și am văzut 444, exact așa este, confirmă și ghizii, materializezi cu putere. Ești într-o energie foarte atractivă, atrăgătoare. O persoană de acțiune și materializezi, ești magnetică, asta e ce aud. Sau magnetică, ai o personalitate magnetică. Și în perioada aceasta atragi foarte mult bine și într-adevăr mult bine chiar vine spre tine. O nouă poveste, deci dacă asta este ce-ți dorești, și ghizii spun, și dacă nu-ți dorești, această persoană chiar vine spre tine. Această poveste de iubire, dar este o poveste de iubire reală. Persoana va dori, dorește să lucreze, să lucrați împreună. Veți coopera, veți lucra la această poveste de iubire, la această relație, la această relație care vă va aduce multe beneficii. Ar putea chiar să vă aducă beneficii materiale în bani. Asta e ce văd. Veți lucra foarte bine împreună. Bun, dragii mei, dragile mele, acestea au fost mesajele. Îmi doresc din suflet să vă fi ajutat. Și în măsura în care ați simțit că ați rezonat cu o parte din ele, poate nu cu toate, pentru că este o citire colectivă, nu toate mesajele sunt pentru toată lumea și nu sunt pentru toate persoanele din Capricorn, desigur. Dacă doriți, putem să lucrăm individual, personalizat, pe situația voastră specifică.
împreună cu ghizii voștri în ședință individuală. Găsiți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. De asemenea, dacă sunteți membri pe canalul meu, beneficiați de o reducere la costul ședințelor individuale cu mine de consiliere intuitivă. Și da, dragii mei Capricorni și dragile mele doamne Capricorn, vă îmbrățișez cu mult drag și vă doresc din tot sufletul să vă bucurați cât mai mult de această nouă relație de iubire, care ori a început deja să se înfiripe, ori urmează să vină. Repede! Repede! Zboară către voi, vedeți? Zboară către voi acest cavaler de cupe, da? Și are cupa plină, ia uite cum bolborosesc inimioarele din cupa sa, da? Și ce zâmbet de drăgălaș are pe față. Foarte încrezător, da? Foarte încrezătoare această persoană în ceea ce veți realiza și în ceea ce simte că are să-ți ofere. Așadar, vă doresc să vă bucurați, vă doresc din suflet să vă bucurați cât mai mult de toate aceste daruri minunate care vin spre voi, pentru că ați suferit, într-adevăr, v-a fost greu. Acum, cine v-a făcut să suferiți, se pare că suferă și ei. Acum, că vă face să vă simțiți mai bine sau nu, acest lucru este sigur alegerea voastră și cum simțiți voi. Însă, da, acestea au fost mesajele, nu mai lungesc vorba. Vă pup, vă îmbrățișez și vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți. O toamnă minunată tuturor!